think people are you ready for the Christmas holidays? Sunteți voi gata pentru această sărbătoare a Crăciunului? Okay. Okay, so here's my question for you. Am o întrebare pentru voi. If you move to a new city, dacă să spunem te muți într-un oraș nou, and had to find a new church, și trebuie să găsești o biserică nouă, what would you look for to help you make your decision? La ce te-ai uita ca să te ajute să iei o decizie? Well, what do you think Jesus would look for if he was looking for a church? La ce credeți că s-ar uita Iisus dacă el ar fi aici ar căuta o biserică? Well, today we're going to look at what Jesus said was good about the churches in Revelation chapters 2 and 3. Astăzi ne vom uita la lucrurile bune pe care le-a spus Iisus despre bisericile pe care le găsim în Apocalipsa, capitolul 2 și capitolul 3. We will see the things that pleased him. O să ne uităm la lucrurile care i-au făcut lui plăcere. And not only that, și nu doar lucrul acesta, we will also see what Jesus promises to those who overcome. De asemenea, vom privi la promisiunile pe care Iisus le-a dat tuturor acelora care vor învinge. Know this, it will be far better than any Christmas present you would receive this year or any year. Vreau să vă spun ceva. Acea răsplată va fi cu mult mai bună. Va întrece orice cadou sau răsplată o voi primi Crăciunul acesta și oricare alt Crăciun. So, be encouraged to reflect on what he says and see if there's any changes you need to make to be with pleasing him. Vă încurajez să vă luați un timp să reflectați la lucrurile pe care le spune Iisus și să vedeți dacă există cumva lucruri pe care voi trebuie să le schimbați în voi înșivă. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Lord, as we get into your word, we ask you to open our minds and hearts up to it. Doamne, pe măsură ce intrăm în cuvântul tău, te rugăm frumos să ne deschizi și mintea și inimile noastre. Lord, these words that you spoke, they apply to us today. Aceste cuvinte pe care tu le-ai spus, Doamne, ni se aplică și nouă astăzi. Lord, we always fall short. Doamne, noi întotdeauna greșim. We're always thankful for the cross and that you took care of our sin. Îți mulțumim, Doamne, întotdeauna suntem mulțumitori pentru lucrarea ta de la cruce și pentru că ai murit pentru păcatele noastre. But work in us to live in a way that's pleasing to you. Dar te rog frumos să lucrezi în noi într-un mod care să ne facă să fim plăcuți tot mai mult ție. And may we glorify you by the way we live. Și fie ca noi să te glorificăm pe tine, Doamne, prin modul prin care noi trăim. In Jesus' name we pray. În numele lui să ne rugăm. Amen. Amin. Right. Now, on the monitors you'll see a map of Turkey. Acum pe monitoare veți vedea o hartă Turciei. So, these are the seven churches that these letters are written to in Revelation 2 and 3. Acolo vedeți cele șapte biserici care se încadrează în scrisorile trimise de Iisus din capitolele 2 și 3. So you can see in modern terms, modern names, it's in Western Turkey. Vedem numele lor moderne al locului și se găsesc în nordul Turciei. Now, last time I preached last month, data trecută când am predicat, luna trecută, we looked at what Jesus said was bad about the churches. Ne-am uitat la lucrurile despre care Iisus a spus că sunt rele la acele biserici. And there were two churches that Jesus had nothing bad to say about. Și au fost două biserici despre care Iisus nu a avut nimic rău de spus. That's in the church in Smyrna and Philadelphia. Este biserica din Smirna și biserica din Philadelphia. Now today we're going to look at what Jesus had to say was good. Right? Astăzi o să ne uităm la cele lucruri despre care Iisus spunea că sunt bune. But there are two churches he has nothing good to say about. Dar de asemenea sunt două biserici despre care Iisus nu a avut nimic bun de spus. And that's the churches in Sardis and Laodicea. Și acestea sunt bisericile din Sardes și din Laodicea. Laodicea was so bad that Jesus implied that there was no real believers in the church. Laodicea era într-o stare atât de rea încât este implicațiile a ceea ce spune Iisus este că nu era niciun creștin în ea. So in some way they replaced the God word. Maybe they changed it a bit or they just accepted their own traditions instead. Într-un fel, l-au înlocuit pe Dumnezeu cu propriile lor tradiții. But they no longer following Jesus.
dar nu îl mai urmau pe Iisus. And then there's three churches that had a mixture of good and bad. Și sunt alte trei biserici în care găsim așa un amestec de lucruri bune și de lucruri rele. The church in Ephesus, Pergamum and Thyatira. Biserica din Efes, Pergam și Tiatira. Now what's important about this is as far as my experience in life is concerned? Și ce este important despre aceste biserici din punctul meu de vedere? When I was in seventh grade, când eram în clasa 7-a, I decided I wanted God in my life. M-am decis că vreau pe Dumnezeu în viața mea. So I started going to church. I made my mom start taking me. Right? Am început să merg la biserică și de fapt mama mea a început să mă ducă la biserică. But after a year, I became an atheist. Dar după un an am devenit ateu. Because what I saw in this church just told me if this can't be of God, you know, the stuff they were doing was so legalistic. Am devenit ateu din cauza lucrurilor pe care le-am văzut în acea biserică și îmi spuneau nu se poate ca acesta să fie Dumnezeu, erau prea legaliști. So I was about 13 years old. Aveam în jur de 13 ani. And then I became a Christian when I was 30. Și apoi m-am întors din nou la Dumnezeu când aveam 30 de ani. So quite a journey, but I was so turned off at first by what I saw. Este, pot să spun așa, o călătorie, dar ce pot să spun, am fost atât de întors împotriva lui Dumnezeu din cauza lucrurilor pe care le-am văzut. See, I didn't realize like what Jesus is saying here. There are good churches, there are bad churches, and there's a church good and bad, okay? Eu nu știam lucrurile acestea pe care le vedem aici, că le spune Iisus, căci sunt lucruri rele și lucruri bune în biserici. So, if someone is seeking God, it's don't judge the Jesus by the church, okay? Dacă cineva îl caută, dacă unul dintre voi îl caută cu adevărat pe Iisus, nu judecați pe Iisus prin prisma bisericii. Judge Jesus by what he says. Read what he says. Judecați-l pe Iisus prin ceea ce el a spus. So now let's look at the things that pleased Jesus in the church. Haideți să ne uităm la lucrurile care i-au făcut plăcere lui Isus în aceste biserici. We'll start with the church in Ephesus. Și o să începem cu biserica din Efes. We'll look at chapter 2 of Revelation, verses 2 and 3 and 6. Capitolul 2 din Apocalipsa, versetele 2 și 3 și versetul 6. I know your works, your labor and your endurance, and that you cannot tolerate evil people. You have tested those who call themselves apostles and are not, and you have found them to be liars. I know that you have persevered and endured hardships for the sake of my name, and you have not grown weary. And then he talks about some things they did wrong, and then he says, yet you do have this. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. Știu faptele tale, osteneala și răbdarea ta și că nu-i pot suporta pe cei răi, că i-ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși că sunt apostoli, dar nu sunt și ai descoperit că sunt falși. Știu, de asemenea, că ai răbdare, că înduri pentru numele meu și că n-ai obosit. Ai însă aceasta, urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. So these were hard-working people. They were serving God. Aceștia erau oameni care se străduiau, îl slujeau pe Dumnezeu. And they didn't give up even with all the pressure on them. Și n-au renunțat în ciuda presiunii care era asupra lor. They were zealous for God's word. Erau zeloși, erau plini de râvnă pentru cuvântul lui Dumnezeu. And they didn't allow to be compromised. They didn't put up with false teaching. Și nu s-au lăsat pe ei înșiși să fie compromiși în umblarea lor și nu au îngăduit învățături false în mijlocul lor. And they didn't tolerate people who promoted and encouraged sin within the church. Nu i-au tolerat pe acei oameni care promovau păcatul în biserică. Now, last time I told you about the Nicolaitans. Data trecută când vă spuneam despre Nicolaiți. And as best as we understand, they were people who said, oh, all your sins are paid for, so you can, it's okay to sin now. Cel mai bun lucru pe care l-am înțeles atunci era faptul că ei spuneau, e ok, Iisus a plătit pentru tine, poți să trăiești cum vrei tu. And you see that Jesus hated this. Și vedem că Iisus a urât acest lucru. We weren't free from sin to continue in it, but to leave it behind in the old life. Nu am fost eliberați ca să continuăm să trăim în păcat, ci ca păcatul să rămână în urma noastră. See, Jesus hates sin because of what it does to people. Iisus urăște păcatul din cauza ceea ce El produce în viețile oamenilor. You know, Him, the Father, the Holy Spirit, they created us. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ne-au creat pe noi. They know what's best for us to have the best life possible. Și ei știu ce este cu adevărat cel mai bun posibil pentru noi. But since the beginning, Satan has been
putting lies in people's heads to tell them they can find life in their own terms. Dar Satan a început să aducă minciuni care au pătruns în inimile lor că ei pot să găsească ceva mai bun în afara lui Dumnezeu. So in a lot of ways this was a good church. În multe moduri această biserică era o biserică bună. The last time we saw that Jesus had one thing against them. Dar dacă vă aduceți aminte, Iisus avea un lucru împotriva acestei biserici. That they had abandoned their love for him. Că ei au abandonat acea dragoste din tâi pentru el. And that's very dangerous. Și acest lucru este foarte periculos. See, people can they can focus on God's word and following the rules and everything. Oamenii se pot strădui, se pot concentra pe cuvântul lui Dumnezeu și în a-l urma pe Dumnezeu. And have nothing to do with Jesus. Și de fapt să nu aibă nimic de-a face cu Iisus. You see this in churches that tend to be very legalistic and how they that everybody's got to follow every little rule. Și vezi lucrul acesta. Cel mai bine se vede în bisericile care sunt foarte legaliste, care au o mulțime de reguli și creștinii trebuie să le urmeze. That in their own power they have to overcome these things. Prin puterea lor ei trebuie să învingă orice ispită. But that's not the way Jesus wants it to be. Dar nu acesta este modul în care Iisus vrea ca noi să fim. Jesus said, if you love me, you will obey me. Iisus a spus așa, dacă mă iubiți pe mine, veți păzi poruncile mele. So it's out of love, not out of I have to and I have these rules that everybody's forcing on me. Reacția vieții noastre trebuie să fie ca urmare a dragostei noastre față de Iisus și nu a străduinței noastre. So let's go on to the next church, the church in Smyrna. Haideți să trecem la biserica următoare, biserica din Smirna. Now this is a church, like I said a little bit ago, nothing bad was said about this church. Așa cum spuneam mai devreme, Iisus nu a spus nimic rău despre această biserică. But here's the good. Dar uitați lucrurile bune. I know your affliction and poverty, but you are rich. I know the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Știu necazul și sărăcia ta. Dar ești bogat. Știm și defăimarea din partea celor ce spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă a lui Satan. So see, Jesus saw the trials, the persecution and the poverty that they had. Vedeți, Iisus a văzut lucrurile cu care se confruntau ei, sărăcia, persecuția, problemele. They experienced these things from the Jews and other people. Ei au experimentat toate aceste lucruri din partea iudeilor, dar și din partea celorlalte popoare. Because they were Christians. Pentru că erau creștini. Many people disliked Christians at that time. They were persecuted. În acele vremuri, foarte mulți oameni îi disprețiau pe creștini și îi persecutau pe creștini. And there are places in the world where severe persecution is still going on. Și sunt și astăzi locuri în lumea aceasta unde există o persecuție severă împotriva creștinilor. North Korea, China. Corea de Nord, China. Certain countries in Africa. Câteva țări din Africa. And in the Middle East. Și în Orientul Mijlociu. There are thousands of people who die each year because they won't renounce Jesus. Sunt mii de oameni care mor în fiecare zi pentru că nu vor să renunțe la Isus. But this is nothing new. It's been going on from the beginning. Dar nu este nimic nou pentru că lucrul acesta se întâmplă de la început. So why does he call them a synagogue of Satan? De ce îi numește el o sinagogă a Satanei? Well, you know when Jesus was there alive, când Iisus era în viață, he told the Jewish leaders that because they wanted to kill him, that showed that their father was Satan. Le spunea liderilor religioși că din cauza că ei voiau să-l omoare pe el, arăta faptul că îl urmau pe Satan. Because if God was their father, they would listen to him and do what he says. Dacă Dumnezeu ar fi fost tatăl lor, atunci ei ar fi ascultat ceea ce ar fi spus Iisus și l-ar fi urmat pe Iisus. So you can see the implication is that the Jews were really coming hard on these Christians. Puteți să vedeți implicațiile acestui fapt că iudeii au apăsat greu asupra creștinilor. So in the midst of that, it caused them poverty. They probably lost their jobs and other things like that. Și în mijlocul acestor lucruri a adus sărăcie între ei. Probabil și-au pierdut slujbele. And Jesus sees all that. Și Iisus a văzut toate aceste lucruri. But he says to them, you may be materially poor, but you are spiritually rich. Și le spune, s-ar putea să fiți săraci din punct de vedere material, dar vă spun că voi sunteți bogați din punct de vedere spiritual. Why are they rich spiritually? De ce erau ei bogați spiritual? Because they have the greatest treasure. Jesus himself is their treasure. Pentru că aveau ca și comoară cel mai important lucru, pe Iisus Hristos.
No matter what happens this life, they will be rewarded. Orice s-ar fi întâmplat în viața aceasta, ei urmau să fie răsplătiți. Right, so not an impressive church. Nu era o biserică impresionantă. But they loved Jesus and didn't give up. Dar îl iubeau pe Iisus și nu au renunțat la credința lor. Let's go on to the church in Pergamum. Haideți să ne uităm și la biserica din Pergam. Now this church is they were persecuted, but they were yet faithful. Această biserică era persecutată, dar în același timp rămăsese credincioasă. Revelation 2:13. Apocalipsa 2:13. I know where you live, where Satan's throne is, yet you are holding on to my name and did not deny your faith in me, even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death among you, where Satan lives. Știu unde locuiești, acolo unde este tronul lui Satan. Știu că ții numele meu, că nu te-ai lepădat de credința mea și nici chiar în zilele când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satan. So Jesus is saying, when he says Satan's throne, he's saying that this place has satanic power. Și acolo unde Iisus spune că este tronul lui Satan, se referă la faptul că Satan avea putere peste acel loc. You know, Paul, when he wrote to the Ephesians, atunci când Pavel a scris Efesenilor, he said our battle is not against flesh and blood. It's not against what we see in the world. El ne spunea că bătăliile nu se poartă împotriva ceea ce vedem asupra trupului și a sângelui. But it's our battle is with the spiritual forces of evil. Ci bătălia noastră este împotriva forțelor spirituale ale răului. So wherever Christians are being persecuted, if you pull back the curtain, you would see Satan and the demons and the evil forces at work. În orice loc din lumea aceasta unde se întâmplă persecuție împotriva creștinilor, dacă am putea să dăm cortina la o parte să vedem ce se întâmplă în spațiul spiritual, vom vedea pe Satan, pe îngeri și pe demonii lui luptându-se împotriva creștinilor. So these were basically, they didn't deny Jesus even in the midst of severe persecution to death. Ei nu au renunțat la Iisus nici măcar în acele persecuții mari. So, how can we prepare ourselves for persecution? Cum putem să ne pregătim noi pe noi înșine împotriva persecuțiilor? Because it's going to be getting worse as time goes on. Pe măsură ce timpul trece, lucrurile se vor înrăutăți mai mult și mai mult. And I mean for us. Pentru noi ca și creștini. Already it's bad for some in different parts of the world. Oricum, deja este rău pentru anumiți creștini din diferite părți ale lumii. Well, here's the first thing that I think you should do. Primul lucru pe care ar trebui să-l faci. These are just my thoughts. Gândurile mele. Acestea sunt doar gândurile mele. Right? Know what you believe and why you believe it. Voi trebuie să știți bine ce credeți și de ce credeți ceea ce credeți. You want to really know that so when those hard times come where your life is on the line, you won't back down. Vreți să-și cunoașteți bine pentru că atunci când viața voastră va fi pe muchie de cuțit, să nu dați înapoi. The other thing, we need to learn to die daily to ourselves and live for Jesus. Al doilea lucru, trebuie să învățăm să murim față de noi înșine în fiecare zi și să învățăm să trăim pentru Isus. If we're not living for Jesus now, how do you think that's going to happen? What's going to happen when persecution comes? Dacă noi nu trăim pentru Isus acum, ce credeți că se va întâmpla dacă va veni o persecuție? Our life is not our own. It was paid for. The price was paid by Jesus. Viața nu este noastră. A fost plătit un preț pentru ea. A fost plătit de Iisus. And you know, it's easy to talk about these things. Acum, este ușor să vorbim despre aceste lucruri. I read Fox's Book of Martyrs. Dar am citit o carte, Cartea Martirilor, scrisă de Fox. So this was written in the 1500s. Cartea aceasta a fost scrisă undeva prin 1500. And by historian, Fox is a historian. De un istoric. Omul acesta, Fox, care a scris cartea, era un istoric. It has lots of stories about how people died for Jesus. Și a avut o mulțime de povestiri, de întâmplări despre modul în care oamenii au murit pentru Isus. I read this one story and it totally freaked me out. Am citit o întâmplare și m-am panicat. These people were put, they get these big vats of boiling oil. Aveau niște vase mari cu ulei care fierbea. And they told people that they had to deny Christ, Jesus, or they would be put in there. Și li se spunea oamenilor că trebuie să se dezică de Hristos sau vor fi aruncați în acele vase. And they didn't deny him. Și nu s-au lepădat, nu au renunțat la Iisus. I don't know about you, but you know, when I see things on TV where someone gets hurt,
It bugs me, you know, it hurts. Nu știu de voi, dar atunci, de exemplu, când eu văd la televizor că cineva se rănește, mă tulbură. Is anybody else like that? Mai este cineva așa? Okay. So when I read that, I'm seriously, I totally freaked out. Vă spun în cel mai serios mod, când am citit acest lucru, m-am panicat. And the next day I was still freaking out. Și următoarea zi eram tot la fel. So I'm thinking, how could I don't know if I could have the strength for that. Și mă gândeam, nu știu dacă voi avea putere să rezist la așa ceva. And I was going to Bible school at this point. Și în acele momente mergeam la o școală biblică. And it was a Friday and we had our prayer group. Și era o zi de vineri în care aveam rugăciune. And I told them what I was really freaking out about this. Și le-am spus că eram foarte panicat, foarte speriat de aceste lucruri. And one of the older guys who was actually pastoring at that time. Și unul dintre cei mai în vârstă care era de fapt păstor la acea vreme. He said to me, William, if you have to go through that, Jesus will give you the power. He will be there to help you. Și mi-a spus așa, William, dacă va trebui să treci printr-o perioadă ca aceasta, nu te îngrijora pentru că Iisus îți va da putere. So I share the story and say, sure, there's certain things we can do to prepare, but ultimately we got to depend on Jesus. Și vă spuneam, sunt câteva lucruri pe care le putem face ca să ne pregătim pentru aceste lucruri, dar în mod final Iisus ne va da putere să trecem prin aceste lucruri. Let's go on to the church in Thyatira. Biserica din Tiatira, haideți să ne uităm la ea. Now this is the church that tolerated the Jezebel. Aceasta este biserica, dacă vă aduceți aminte, care tolera învățătura Izabelei. Now, Jezebel was telling them, oh, it's okay. She tried to deceive them into worshiping idols and get involved in sexual immorality. Izabela încerca să-i amăgească și să-i tragă în închinarea la idol și căderea în imoralitate sexuală. So that was the bad stuff going on in the church. Acestea erau lucrurile rele care mergeau în biserica aceea. But there's some good stuff going on in the church. Dar erau de asemenea și lucruri bune. Revelation 2:19. Apocalipsa 2:19. I know your works, your love, faithfulness, service and endurance. I know that your last works are greater than the first. Știu faptele tale, dragostea, credincioșia, slujirea și răbdarea ta și știu că ultimele tale fapte sunt mai mari decât primele. So these qualities here, love, faithfulness, service and endurance. Aceste calități pe care le vedem aici, dragostea, credincioșia, slujirea, răbdarea, these are the key things Jesus looks for in a church. Sunt elemente cheie după care se uită Iisus într-o biserică. See, they have love. Aveau dragoste. The Ephesian church was doing a lot of good, but they didn't have love. Biserica din Efes făcea o mulțime de lucruri bune, dar le lipsea dragostea. And with love, all these other things come. Love is the key to everything. Și împreună cu dragostea au venit celelalte lucruri, pentru că dragostea este cheia pentru toate celelalte lucruri. And they're growing and growing close to the Lord, and they're doing even more for Him. Și ei creșteau în Dumnezeu și făceau chiar mai multe lucruri pentru Dumnezeu. You know, that's really different. A lot of times people, they start out really strong and then they... Este o diferență pentru că de multe ori oamenii încep puternic, plin de râna, și apoi încet, încet se răcesc sau se devin leneși. So when we look at these qualities, we should ask ourselves, are these things evident in my life? Când ne uităm la aceste, când ne uităm la aceste lucruri, calitatea trebuie să ne întrebăm pe noi înșine, oare eu am aceste lucruri în viața mea? In my life, in the church, and with my brothers and sisters. În viața din biserică, în viața mea, în viața pe care sau legătura care am cu cei din biserică. All right, let's look at the last church that he has something good to say. Haideți să ne uităm și la ultima biserică despre care Iisus avea ceva bun de spus. The church in Philadelphia. Biserica din Philadelphia. The church or the city of brotherly love. Orașul dragostei frățești. Right. Again, this is a church that nothing bad was said. Din nou, aceasta este o biserică despre care Iisus nu a avut nimic rău de spus. Chapter 3, verse 8 of Revelation. Versetul 3, capitolul 3, versetul 8 din Apocalipsa. I know your works. Look, I have placed before you an open door that no one can close because you have but little power. Yet you have kept my word and have not denied my name. Știu faptele tale. Iată, am pus înaintea ta o ușă deschisă pe care nu o poate închide nimeni. Știu că, deși ai puțină putere, ai ascultat de cuvântul meu și nu te-ai lepădat de numele meu. So they were faithful. They kept his word. They didn't
deviate from what Jesus told them. Ei erau credincioși și au păstrat sau și au ținut cuvântul pe care l-au dat și nu l-au părăsit pe Isus. Or what they had in the word that they had at that time. Sau ceea ce aveau ei ca și cuvânt în acele vremuri. And it's interesting that they were faithful and they did not deny. They, no matter what happened in the persecution, they didn't deny Jesus. Foarte interesant, ei erau credincioși și nu s-au dezis de Hristos indiferent de circumstanțele din viața lor sau problemele lor. Yet this was a weak church. It didn't have had little power. Și totuși era o biserică mică într-un fel pentru că nu avea multă putere. That should be encouraging to us. Acest lucru ar trebui să fie încurajator pentru noi. Most of the time I feel like I have very little power. Și eu de cele mai multe ori mă simt ca și cum aș avea o putere foarte mică. But as long as I stay faithful to him, God's going to do things. Dar atâta timp cât rămân credincios lui Isus, el Isus poate să facă lucruri prin noi și pentru noi. He said, I'm opening you a door. Isus le spune, eu vă deschid ușa. He's doing it. El o face. And no one's going to be able to close it. Și nimeni nu va putea închide acea ușă. The door is going to open to go out and preach the gospel and tell people about Jesus. Ușa se va deschide și oamenii vor putea să vorbească cu alți oameni despre Isus. It's an open door to go out and love people and help people in need. Isus le spune, am deschis ușa ca voi să mergeți, să iubiți pe oamenii de afară și să încercați să le acoperiți nevoile. They just didn't stay in their holy huddle, you know, their club at the church. They were outreaching around them. N-au stat în căldura și în confortul bisericii, ci s-au dus afară. So this is what we should think about as far as where are we doing at this? Ar trebui și noi să ne gândim la lucrurile acestea și să ne punem întrebarea, noi ce facem în această privință? It's easy to get comfortable. Este foarte ușor să devii confortabil. But we need to do things to get ourselves out of our comfort zone. Dar trebuie să facem lucruri care să ne scoată din confortul nostru. I remember when I first would go out and talk to people about Jesus. Mi-aduc aminte de acele momente când am mers pentru prima dată să vorbesc cu oamenii despre Isus. And my heart would go, this is going really fast. Inima mea bătea să-mi sară afară din piept. But you know, it got easier over time. Dar în timp a devenit mai ușor. But you know what, usually, no matter how often I did it, the very first person I would do, that would be the one I'd be the most nervous about doing. Și vreau să vă spun ceva, de fiecare dată când am făcut acest lucru, întotdeauna, prima persoană cu care am vorbit, mă făcea să mă simt cel mai să spun așa, emoționat. Then after that, I would be more relaxed. Și după aceea, mă relaxam. And this was good for me to realize. Și lucrul acesta a fost bun pentru mine ca să realizez. Because it would be easy to go out and say, okay, I'm going to share the gospel. Că ar fi ușor să ies afară să spun Evanghelia oamenilor. Go, I don't think they want to listen to me. Și să spun, ăsta nu cred că mă ascultă. Oh, they seem busy. Ăștia par ocupat. So, you know, we can rationalize not doing anything. Noi putem să raționalizăm și să nu mai facem nimic. But when you step out and do something, no matter how you feel. Dar atunci când pășești afară din confortul tău și faci oricum acel lucru, it does get much easier. Devine mai ușor. And sometimes you even go afterwards, you're like, yeah. Și după aceea câteodată te simți super. So think about that. Gândiți-vă la lucrul acesta. Remember, it's not necessarily that we have to follow every single rule that a church tells us. Nu este neapărat să urmăm fiecare regulă pe care o face biserica. But we really want to see what does Jesus say and make my life according to that. Și noi trebuie să ne uităm oare ce a spus Isus și cum pot să-mi acordez viața mea mai mult cu voia Lui. Because like I said, sometimes churches get off into their own thing and they forget about Jesus and His word. Pentru că așa cum spuneam, sunt momente în care biserica o ia razna și uită de cuvântul lui Dumnezeu. But the thing about them is they love Jesus more than their own lives. Dar lucru bun asupra lor era că îl iubeau pe Isus mai mult decât își iubeau propria viață. Now we're going to move on to look at some encouragement that Jesus gave to a few of the churches, four of the churches. Și acum ne vom uita la câteva încurajări pe care Isus le dă câtorva biserici. Again, we're going back to the Smyrna church. Din nou, mergem la Smirna. That nothing bad was said. Unde nu era nimic rău de spus. But they were suffering persecution. Dar ei sufereau persecuție. So Revelation 2 verse 10. Apocalipsa 2 cu 10. Don't be afraid of what you're about to suffer. Look, the devil is about to throw some of you into prison to test you, and you will experience affliction for 10 days. Be faithful to the point of death,
And I will give you the crown of life. Nu te teme de niciunul dintre lucrurile pe care urmează să le suferi. Diavolul urmează să-i arunce pe unii dintre voi în închisoare ca să fiți încercați și veți fi necați timp de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Right. So when it says this way, that Satan, the devil is going to test you. Acolo unde se spune că diavolul vă va testa, it's not the idea of getting a 10 or a 1. Nu este ideea de a lua nota 10 sau nota 1. This is done to reveal what's in your heart. Ci lucrul acesta se face ca să-ți descopere ție ceea ce se află în inima ta. These type of tests that not only Satan does, but Jesus does as well. Aceste tipuri de teste, cum vă spuneam, și Iisus spune la fel. To help us to see really what's going on inside us. Ca să ne ajute pe noi să vedem ce se află cu adevărat în interiorul nostru. Because we may have a higher opinion about ourselves than we deserve. Pentru că noi s-ar putea să avem o opinie mai înaltă despre noi înșine decât merităm. But again, here's a very materially poor church, but spiritually rich. Dar din nou, vedem aici o biserică foarte săracă din punct de vedere material, dar bogată din punct de vedere spiritual. And he says, you may die here. Și spune, da, s-ar putea să mori aici. But when you'll come to me and have eternal life. Dar tu, atunci când vei veni la mine, vei avea viață veșnică. So don't give up. Nu renunța. Don't deny me. Nu te dezice de mine. Let's go on to the Thyatira church. Mergem la biserica din Tiatira. Now this is the one that tolerated the Jezebel with the things she said. Aceasta este biserica care o tolera pe Isabela. So, this chapter 2, verses 24 and 25. Apocalipsa, capitolul 2, versetele 24 și 25. I say to the rest of you in Thyatira, who do not hold to this teaching, who haven't known the so-called secrets of Satan, as they say, I am not putting any other burden on you. Only hold on to what you have until I come. Voi însă, celorlalți din Tiatira, tuturor celor care nu aveți învățătura aceasta și care nu ați cunoscut adâncimile lui Satan, cum le zic ei, vă spun, nu pun peste voi altă greutate, doar țineți cu tărie ceea ce aveți până voi veni. So those that were not involved in worship idolatry, worshiping idols, aceia care nu erau implicați în închinarea la idol, and weren't involved in sexual immorality, și nu erau implicați în activități imorale din punct de vedere sexual, he says, I'm not going to put any other burden on you, just hold on to what you have. Iisus le spune, nu mai pun vreo povară, nu vă mai cer nimic, doar rămâneți așa cum sunteți. And remember, this is the church where love, faithfulness, service and endurance was manifest. Aceasta era biserica unde dragostea, credincioșia, răbdarea erau manifestate. Do these things and that's enough. Faceți lucrurile acestea și este de ajuns. Let's go on to the church in Sardis. Haideți să ne uităm și la biserica din Sardes. Now, Jesus said nothing good about this church, okay? Iisus nu a spus nimic bun despre această biserică. He called them a dead church. A numit o biserică moartă. Zombie church, huh? Biserică zombie. All right. And in chapter 3, verse 4. Capitolul 3, versetul 4. But you have a few people in Sardis who have not defiled their clothes, and they will walk with me in white because they are worthy. Ai totuși în Sardes câteva nume care nu și-au întinat hainele. Ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb pentru că sunt vrednici. So most of the people in church weren't real Christians. Cei mai mulți oameni din biserică nici măcar nu erau creștini. But there were a few, and Jesus knew who they were. Dar erau totuși câțiva și Iisus îi cunoștea pe aceia. And when it says they did not defile their clothes, that's a figurative way of saying they did not sin. They didn't get engaged with the sin. Și acolo unde spune că ei nu și-au întinat, nu și-au murdărit hainele, înseamnă că ei nu au cedat păcatului. And when they will walk with him in white, because Jesus is sinless and he will take away their sin and they will be white as snow. Și prin faptul că le spune că umblau îmbrăcați în alb, însemna că Iisus a murit pentru păcatele lor, a spălat păcatele lor și astfel erau curați. He says because they are worthy. Pentru că sunt vrenici, ne spune aici. We need to be careful to understand he's not saying because they work so hard. Trebuie să fim atenți pentru că aici nu spune din cauza că au lucrat așa de mult. Right? It's not that. Nu este aceasta. It's that they put their trust and love in Jesus. Ci este faptul că ei și-au pus încrederea și dragostea în Iisus. And lived in light of that. Și-au trăit în lumina acestui lucru. Because we cannot earn our salvation. Pentru că noi nu putem să facem ceva să ne merităm mântuirea noastră.
There are things we can earn, but it's not salvation. Sunt lucruri pe care le putem face ca să merităm ceva, dar nu mântuirea. So what he wants them, he likes the people who walk the talk. El a spus că i-a plăcut de oamenii care au umblat cum trebuia să umble. They were talking in a certain way. Vorbeau într-un anumit fel. And that's how they were living, that's how they were walking. Și așa și trăiau. După cum vorbeau, așa și trăiau. We can try to impress people that were super spiritual but and have a hard heart towards Jesus. Putem să încercăm să impresionăm pe oameni cu cuvinte creștineze, dar noi de fapt să avem o viață fără Isus. Let's look at the last encouragement to the church in Philadelphia. Haideți să ne uităm la ultima încurajare a bisericii din Philadelphia. Now remember, this is nothing bad was said about the church. Vă aduc aminte că nu a fost spus nimic rău despre această biserică. We'll look at chapter 3, verses 9 through 11. Capitolul 3, versetele de la 9 la 11. Note this, I will make those from the synagogue of Satan who claim the Jews are not, but are lying, I will make them come and bow down at your feet. And they will know that I have loved you. Because you have kept my commands to endure, I will also keep you from the hour of testing that is going to come on the whole world to test those who live on the earth. I am coming soon. Hold on to what you have so that no one takes your crown. Îi voi face pe cei din sinagoga lui Satan, care spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci mint, să vină să se prosterneze la picioarele tale și să-și dea seama că te-am iubit. Pentru că mi-ai ascultat chemarea la răbdare, te voi păzi și eu de ceasul încercării care urmează să vină peste toată omenirea pentru a-i pune la încercare pe locuitorii pământului. Eu vin curând, ține ceea ce ai pentru ca nimeni să nu ți-a cununa. So, even though they were doing bad things, Jesus is saying that there will come a day where things will turn around. Chiar dacă erau oameni care făceau lucrurile, Iisus le spune, aveți răbdare, pentru că roata se va întoarce. They have power over you now, but one day they're going to bow down before you. Ei au acum puterea asupra voastră, dar va veni o vreme când ei se vor pleca vouă. So this day will come. Va veni această zi. Whether it was during life on earth or when Jesus returns. Fie că va fi o vreme în care se va întâmpla aici pe pământ sau la întoarcerea lui Isus. Now it's interesting that he talks about this hour of testing. Este interesant că vorbește de acest ceas sau acest timp al încercării. Right, this is talking about the great tribulation. Și vorbește despre necazul cel mare. And I don't want to spend the time we'll take to really explain this. Nu vreau să petrecem prea mult timp aici pentru că va lua o veșnicie să vă explic. But there will come a time when Jesus will pour out his wrath on the earth for their rebellion. Dar va veni un timp în care Iisus își va vărsa mânia lui pentru rebeliunea omenirii. And those that are his, și aceia care sunt ai lui, he will take them out of that. It's called the rapture. El îi va scoate afară din acel necaz și lucrul acesta se numește răpire. So his children won't experience his wrath on the world. Copiii lui nu vor experimenta mânia lui asupra pământului. Only those in rebellion. Doar aceia care trăiesc în rebeliune. Now it says that he's coming soon. Ne spune aici că el va veni curând. 2000 something, what? Soon? What do you mean soon? 2000 și ceva de ani, ce înseamnă curând? What's interesting about that Greek word that we translate soon? Ce este foarte interesant despre acel cuvânt în greacă pe care noi îl traducem în curând, it can also mean something comes suddenly and unexpected. De asemenea, se poate traduce ca ceva ce a venit dintr-o dată. And that's what it says other places in the scripture. Și sunt alte locuri în scriptură unde se spune același lucru. When Jesus returns, it's going to happen. It's going to come like a flood. It's so quick and they're going to be shocked at what happens. Când se vor întâmpla aceste lucruri, surpriza care va fi și vor veni așa dintr-o dată încât oamenii vor fi șocați. And then he says at the end, he says, hold on to what you have so no one takes your crown. Și spune, ține ceea ce ai pentru ca nimeni să nu ți ia cununa. What does that mean? Ce înseamnă lucrul acesta? He's talking about the rewards. There's going to be a day when Jesus will reward those who are his for what they have done.
Aici ne vorbește despre răsplată, pentru că va veni o zi în care Iisus îi va răsplăti pe cei pe care sunt ai Lui. The Bible tells us that God will put fire to everything we did. He'll burn everything, in a sense. Biblia ne spune că într-un fel Dumnezeu va aduce ceva ca un foc peste tot ceea ce am făcut noi. And everything that was done out of selfish reasons or for wrong reasons. Și orice lucru făcut din motive egoiste sau din motive greșite will burn up. Va arde. And what will remain is everything we did in faith, love and hope. Și ce va rămâne va fi toate acele lucruri pe care noi le vom fi făcut din cauza credinței și a dragostei și a nădejdii noastre față de Dumnezeu. And there will be rewards based on that. Și vor fi răsplătiri bazate pe lucrurile acestea. So we don't want people to come or Satan to work in our lives to destroy our lives now, even though we'll still be saved. But we'll miss out on much that Jesus wanted to give us. Nu vrem ca diavolul sau oamenii de jur să ne facă să facem lucruri care nu ne vor face să ne pierdem mântuirea, dar ne vom pierde răsplățile noastre față de Dumnezeu. So salvation is all of Jesus. Mântuirea este complet a lui Iisus. But he desires and we should want to cooperate with him because we love him. Dar el vrea și ar trebui să vrem și noi să cooperăm cu el pentru că ne iubește. And out of his love he will reward us. Și din dragostea lui el ne va răsplăti. So remember, you can lose your rewards but you won't lose your salvation. Deci poți pierde răsplățile dar nu poți pierde mântuirea. Now this last section we're going to look at. Această ultimă secțiune la care ne vom uita is the eternal promises Jesus makes after he called everybody to repentance before this, what we looked at last time. Ne-am uitat data trecută că el a chemat pe toți oamenii la pocăință, dar ne vorbește despre aceste răsplăți eterne. So he said what they had done bad and he said turn away from that and turn back to me. Iisus le spunea sunt lucruri pe care le-ați făcut rele, acum este timpul să vă întoarceți și să veniți înapoi la mine. And if you do, și dacă faceți lucrul acesta, he promises certain things. El ne-a promis anumite lucruri. And so we'll look at that. Haideți să ne uităm la aceste lucruri pe care le-a promis Iisus. Now there's no way I can go into detail, but you know I always put a handout for my sermon and I put links at the bottom to all kinds of links that talk about these things. Nu avem cum să intrăm în detalii din cauza timpului, dar aduceți-vă aminte că eu tot timpul pun linkuri care dezbat mai pe larg aceste subiecte. So I'll post it on our Facebook page and our WhatsApp group. Voi posta pe din nou pe pagina de Facebook, pe pagina de WhatsApp. So if this stuff interests you, you can go and read and think about it more. Dacă lucrurile acestea vă interesează, puteți să le citiți și să vă gândiți la ele. Again, let's go to the first church, the Ephesus church. Haideți să mergem la prima biserică, cea din Efes. Remember, this is the one who abandoned their first love. Este acea biserică care a abandonat dragostea dintâi. The love of Jesus. Dragostea de Iisus. Revelation chapter 2 verse 7. Apocalipsa 2 cu 7. Let anyone who has ears to hear listen to what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Celui ce învinge îi voi da să mănânce din pomul vieții care se află în raiul lui Dumnezeu. Okay. Now, all seven churches in these letters have this first sentence in them. Toate aceste șapte biserici din scrisorile lui Iisus au această frază în conținutul lor. So that first sentence is repeated seven times. Această frază este repetată de șapte ori. We're only going to look at the first one. Ne vom uita doar la prima. Now, he says, anyone who has ears to hear. Tuturor care au urechi să-și deschidă urechile să audă. This is the way I would translate it into my own ideas, okay? Dacă ar fi cumva să o traduc sau să o parafrazez în propriile mele idei. Right. Don't let what is said about the churches go in one ear and out the other. Nu lăsa ca ceea ce este spus despre biserici să vă intre pe ureche și să iese pe cealaltă. Really listen to what the Holy Spirit is saying. Ascultați cu atenție ceea ce Duhul Sfânt vrea să vă spună. Think about it. Let those words sink into you. Lăsați acele cuvinte să pătrundă în interiorul vostru. Think carefully. Gândiți-vă cu atenție. Let them do their good work in your heart and in your life. Lăsați-le să producă acele lucruri bune în viața voastră, în inima voastră și în viața voastră. So, but he's really it's just declaring that this is something important to really listen to. Iisus declară, acesta e un lucru foarte important, ascultați cu atenție.
But most people won't. Even in the church, they really won't listen. Dar cei mai mulți oameni nu fac lucrul acesta, chiar în sânul bisericii. So be encouraged to really listen to what the Spirit has to say. Fiți încurajați să ascultați cu adevărat ceea ce are de spus Duhul bisericilor. Now he talks about conquering, the ones who conquer. Apoi vorbește despre a cuceri, a câștiga. To the ones who are victorious in the spiritual battles. Pentru aceia care sunt victorioși în bătăliile spirituale. The trials. În încercări. And the struggles. Și în probleme. These things, they require a day-to-day walk with Jesus. Aceste lucruri cer o umblare zilnică cu Isus. And dependence on His strength. Și o dependență de tăria Lui. He said, apart from me, you can do nothing. Iisus spune, departe de mine nu puteți să faceți nimic. As best we can, we need to hold tightly onto Jesus. Cu toată puterea noastră ar trebui să ne păstrăm pe noi legați de Iisus. You know, he said he was the vine and we are the branches. El spunea că El este via și noi suntem lădițele. We need to stay abiding in Him, attached to Him, and draw life from Him. Noi trebuie să rămânem atașați de El ca să ne putem trage viața din El. And I say all this again just to emphasize that it's not about just you work hard now. Și spun lucrul acesta pentru că vreau să scot în evidență că nu este despre cât de mult ne străduim noi. And he tells them that he'll give them the right to eat from the tree of life. Și le spune că le va da dreptul să mănânce din pomul vieții. Now, the tree of life showed up in Genesis in the garden of Eden, Acest pom al vieții îl vedem în Geneza, în grădina Edenului. But after Adam and Eve sinned, dar după ce Adam a păcătuit, God said, "We can't allow them to eat from the tree or they'll live forever in this sinful state." Dumnezeu a spus, nu putem să le îngăduim să mănânce din pom și să trăiască veșnic cu această natură păcătoasă. So there's something about this tree that even for us, like in the future, that we will be partaking of this tree. Este ceva în legătură cu acest copac, pentru că și noi în viitor vom mânca din el. We're going to have a far different body than we have now. Cu siguranță vom avea un trup complet diferit de ceea ce avem acum. But it seems like we're still going to need food. Dar tot vom avea nevoie de mâncare. So God will continually have to be taking care of us all through eternity. Dumnezeu va continua să ne poarte de grijă pe tot parcursul eternității. And you know that? I used to think that once you come back, that's it. You don't need anything. You have all what you need. Eu mă gândeam că odată ce am ajuns în viața aceea, ai revenit la viață, nu mai ai nevoie de nimic. But here he says, I'll give you the right to eat from the tree of life. Dar aici Iisus spune, vă voi da dreptul să mâncați din pomul vieții. So there's something we're going to need. Vom avea nevoie de ceva. Now he says in paradise. În paradis. Where's paradise? Ce este raiul sau paradisul? It's not Brașov. Okay. Nu este Brașov, sigur. Okay. It's wherever God is, that's paradise. Oriunde se află Dumnezeu sau în prezența lui Dumnezeu este raiul. Right now it's in heaven. Acum, în momentul acesta, paradisul se află în rai, în cer. But at the very end, when everything's done, God is going to merge heaven and earth together. Dar la sfârșitul sfârșiturilor, Dumnezeu va uni cerul și pământul. And the tree of life will be on the earth. Și pomul vieții va fi pe pământ, pe un pământ nou. And we will be getting, we will go and eat from it. Și fiecare, adică noi vom merge acolo și vom mânca din el. So this is the promise he makes them. Aceasta este promisiunea pe care el le face lor. If you overcome, you will be rewarded with the life that I have intended for you. Dacă voi veți învinge, veți fi răsplătiți cu acea viață pe care eu am intenționat de la început să o aveți. With me. Cu mine. And I will provide all you need. Și eu vă voi da tot ceea ce aveți nevoie. Let's go to the Smyrna church. Haideți să trecem la biserica din Smirna. Okay, this again, nothing bad was said. Din nou, biserica despre care nu s-a spus nimic rău. Revelation 2. Apocalipsa 2. The last parts of verses 10 and 11. Ultima parte a versetelor 10 și 11. Be faithful to the point of death, and I will give you the crown of life. The one who conquers will never be harmed by the second death. Fii credincios până la moarte și îți voi da coroana vieții. Cel ce învinge nici de cum nu va fi rănit de moartea a doua. So remember, this is a church that's being persecuted. Vă aduceți aminte? Aceasta era biserica care era persecutată. And he's encouraging that
even at the point of death, you're going to get a reward. There's going to be a crown for you. Și el încurajează, chiar dacă ar fi să ajungeți până în punctul morții, vă așteaptă o răsplată. Now the Greek word used here for crown. Acum cuvântul grec în greacă folosit peste pentru coroană. Was those wreaths? That's the way it's called. The wreaths that were put on the athletes who won the race. Se referă la acele cununi de laur care erau puși pe capul atleților când câștigau o competiție. So it expresses the idea of recognition and reward. Și exprimă ideea de recunoaștere și în același timp de răsplătire. Have you ever won a trophy or some kind of thing special for winning something? Ați vrut vreodată să aveți un trofeu atunci când concurați sau ați fost să participați la un concurs? That's the idea. Aceasta este ideea. So, all this bad stuff that's happening, Jesus sees it. Toate aceste lucruri rele care se întâmplă, Iisus le vede. Now we expect, we want Jesus to take all the pain away. Okay. Noi vrem ca Iisus să îndepărteze orice durere. But he doesn't do that all the time. El nu face lucrul acesta întotdeauna. Sometimes. Câteodată da. But going through that, you're going to have rewards in heaven that are going to be far, really worth it. Let's put it that way. Dar dacă veți trece cu bine prin acele încercări, cu adevărat vă așteaptă răsplată care se va merita. So you need to hold that by faith when those hard times come. Aveți nevoie să rămâneți tare în credință când acele vremuri grele vor veni. Now maybe it's possible that when he says this, there will be some kind of recognition to those who suffered greatly or died for their faith. Maybe there will be a special reward for that. Și se poate ca pentru aceia care au suferit foarte mult sau care au murit din cauza credinței să-i aștepte niște răsplătiri speciale. And it says, those that overcome will not experience the second death. Uitați ce spune aici. Cei care vor învinge nu vor experimenta sau nu vor trece prin moartea a doua. What is that? Ce este această moarte a doua? At the end of time, la sfârșitul vremurilor, there will be this final judgment. Va fi această judecată finală. Of all those who did not have to put their trust in Jesus. A tuturor acelora care nu și-au pus încrederea în Isus. And they will give an account for their life. Și ei vor trebui să dea socoteală de viața lor. And after the count is given, și după ce se întâmplă acest lucru, they will be cast from the presence of God. Va fi o îndepărtare a lor din prezența lui Dumnezeu. That's why it's called the second death. Din cauza aceasta se numește moartea a doua. Death is not having God. Moarte înseamnă să nu-L ai pe Dumnezeu. Life is having God. Viață înseamnă să-L ai pe Dumnezeu. Eternal life, eternal death. Moarte veșnică sau viață veșnică. Now, when you look in Revelation, when it talks about them going into the lake of fire. Acum, dar atunci când ne uităm în Apocalipsa, vom vedea că este spus, ei vor merge în iazul de foc. And sometimes people, well, that's really harsh. Unii oameni se gândesc, wow, stai un pic, e prea dură chestia. But actually, no one knows for sure what that means. Dar vreau să vă spun că nimeni nu știe cu siguranță ce înseamnă acest lucru. Because other places it calls it outer darkness. Pentru că în alte locuri este numit întunericul de afară. If it's darkness, how can it be fire? Yeah. Dacă este întuneric, cum poate să fie foc? Well, I think the expression that this is given is to show how intense and terrible this judgment will be. Dar expresia ne este dată ca să înțelegem cât de intens și de rău va fi acel moment. Now, one idea I have in my mind, I'm not saying this is biblical. O idee care îmi trece mie prin minte și nu spun că este biblică. But I see this as like, oh, you don't want me? You don't want God? He says, you don't want me? Dumnezeu ne spune, hey, nu mă vrei pe mine? Okay, go. Okay, do that. But there's not going to be anything of mine there where you go. Dar acolo unde mergi tu, nu o să fie nimic de la mine. There'll be nothing. Nimic. They'll have all these desires and nothing to fulfill them. Veți avea toate aceste dorințe și nimic ca să le împliniți. That could be like a lake of fire, how it would impact people. Ar fi ca un foc care ar avea un impact asupra oamenilor. No, I'm not sure. I'm just saying I speculate in my head. Nu, vă spun, este doar o speculație. But whatever it is, it's terrible. Dar cu siguranță lucrul acesta este teribil. Life apart from God is going to be terrible. Viața departe de Dumnezeu va fi un lucru oribil. Let's go to the Pergamon church. Haideți să trecem la biserica din Pergam. Verse 17 of chapter 2. Versetul 17 din capitolul 2.
To the one who conquers, I will give some of the hidden manna. I will also give him a white stone, and on the stone a new name is inscribed that no one knows except the one who receives it. Celui ce învinge voi da mana ascunsă și voi dea o piatră albă pe care este scris un nume nou, pe care nu-l cunoaște nimeni în afară de acela pe care îl primește. Now manna means, what is it? Mana înseamnă, ce e asta? When your God provided it to them when they were in the wilderness for 40 years? Știți, în acel moment în care ei erau în pustie pentru 40 de ani. But when they saw it, first time was like, what is it? Și Dumnezeu le-a dat ceva să mănânce, semăna cu o bobă de coriandru, i-au întrebat, ce e asta? And you know, they could make bread from it. Dar știți ceva? Puteau să facă pâine din aceste lucruri. So there's, even though there's no food around, God provided this for them. Chiar dacă nu era nimic de mâncare în împrejurul lor, Dumnezeu a pregătit acest lucru pentru ei. And it was symbolic because it was connected to the Messiah as well. Și de asemenea era o chestie simbolică pentru că făcea legătura cu Mesia. Because Jesus said he was the bread of life. He's the real manna. Pentru că Iisus a spus, eu sunt pâinea vieții, eu sunt adevărata mană. He's the one that brings life. El este acela care aduce viață. Now the white stone, piatra albă, back then a couple or whatever, they would break a white stone and each have a section. Acum, pe acele vremuri, erau niște pietre albe și le rupeau în două și fiecare dintre cele două persoane avea o porțiune din ea. And it was symbolic of their love for each other. Și era un fel, un simbolism al dragostei lor unul pentru celălalt. So this is symbolic of Jesus' love for us. He says, I'm going to give you this white stone. I love you. Și acesta reprezintă simbolul dragostei lui Iisus pentru noi. And he says he's going to give him a new name. Și le spune că le va da un nume nou. And giving someone a new name, când îi dai la cineva un nume nou, indicates that there's a special intimate relationship. Indică faptul că există o relație specială, o relație intimă. You know, like the special names couples give each other. Ca și cum un cuplu își dă unul celălalt denumiri sau numiri speciale. Is that right, sugar pie? Este adevărat dulceața mea. So, have you ever given someone you love Nu ați făcut lucrul acesta față de o persoană pe care o iubiți? But that's the idea, it's something intimate between them, something special. Dar lucrul acesta arată că există o intimitate, o chestiune specială între ei. Let's move on to the church of Thyatira. Haideți să trecem mai departe la biserica din Thyatira. Verses 26 and 28 of chapter 2. Versetele 26 până la 28 din Apocalipsa capitolul 2. The one who conquers and who keeps my works to the end, I will give him authority over the nations, and he will rule them with an iron scepter, he will shatter them like pottery. Just as I have received this from my Father, I will also give him the morning star. Celui ce învinge și păzește până la sfârșit lucrările mele, îi voi da autoritate peste neamuri. El le va conduce cu un sceptru de fier și le va sfârma ca pe niște vase de lut. Tot așa cum am primit și eu autoritate de la Tatăl meu și voi da steaua dimineții. Celui ce are urechi de auzit, să audă ce zice bisericilor Duhului. So those are with him, he's going to be the king over the whole world. He's going to oversee the kingdom of God, he oversees the whole world. Împăratul, se spune așa, supraveghează toate împărățiile lumii. Jesus is king of kings, lord of lords. Iisus este regele regilor și împăratul împăraților. But those that are his, he's going to give authority to help rule over the world and go to different places and rule on his behalf. Dar acelora care sunt ai lui, el le va da autoritate peste anumite locuri. And indicates that there will be power, there will be strong power to rule with. Și lucrul acesta indică o putere în a conduce. Now he says, I will also give him the morning star. Și de asemenea spune, voi da steaua de dimineață. Well, that was the name for Jesus. Lucrul acesta era pentru Isus. So he's not only going to give them a place to work or to rule in his kingdom. Nu doar că le va da un rol de a conduce în împărăția lui. He's going to give himself the light of the world. El se va da pe el însuși lumina lumii. So you won't be doing everything in your own power. Jesus will work through you to help rule. Nu vei face totul prin puterea ta, ci Isus va lucra prin tine. Right. Let's move on to the church in Sardis. Biserica din Sardes. Remember, this is nothing but said the dead church. Nu avea nimic bun de spus despre această biserică.
Chapter 3, verse 5. Capitolul 3, versetul 5. In the same way, the one who conquers will be dressed in white clothes, and I will never erase his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and before his angels. Celui ce va învinge va fi îmbrăcat în haine albe și nu îi voi șterge nicicum numele din cartea vieții, ci îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Right? Again, Jesus will give him his righteousness and holiness. Din nou, Iisus îi va da acelei persoane sfințenia și neprihănirea lui. Sin has really put a lot of dirt on our clothes. They're not white. Păcatul pune destul de multă murdărie peste hainele noastre, nu mai sunt albe. And no matter how hard we try, we can't get it all white. Și nu contează cât de mult ne străduim să o curățăm, nu putem să o mai aducem la culoare albă. We need Jesus. Avem nevoie de Iisus. That's why he came. Din cauza aceasta a venit. Do you think Jesus would have come if he didn't have to? Credeți că Iisus ar fi venit dacă nu ar fi trebuit să vină? He had a reason. He needed to work. Help us. We couldn't fix ourselves. El a avut un motiv pentru care a venit, ca să ne ajute, pentru că noi nu ne putem ajuta singuri. And he says he'll never erase their name. Și spune, nu le voi șterge numele niciodată. This is a promise of eternal security. You're not lost. You can't be lost. Aceasta este o promisiune de securitate eternă. Nu ai să te pierzi niciodată. And he says he'll acknowledge their names before the Father and his angels. Și spune că el le va spune numele lor, se va lăuda într-un fel cu ei înaintea Tatălui și înaintea îngerilor. See, Jesus won't be ashamed to say he knows us. Iisus nu îi va fi rușine să spună că ne cunoaște. He will with pride say, Father, look at what I've done. Look at my children. Look at the children. O să se laude cu noi. Uită-te la copiii aceștia, Tată. So he won't be ashamed. Nu îi va fi rușine. So let us not be ashamed to say we know him. Nici nouă nu trebuie să ne fie rușine că cunoaștem pe el. Let's go on to the church in Philadelphia. Haideți să trecem la biserica din Philadelphia. They were the faithful church. Aceea biserica credincioasă. The one who conquers, I will make a pillar in the temple of my God, and he will never go out again. I will write on him the name of my God and the name of my city of my God, the New Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and my new name. Pe cel ce învinge voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai pleca din el. Îi voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care coboară din cer de la Dumnezeul meu și noul meu nume. Though they're not very strong now, chiar dacă în momentul acesta, în acel moment nu erau foarte puternici, he's going to make them a pillar. El îi va face un pilon. Pillars are sources of strength, stability and beauty. Coloanele sau stâlpii sunt un simbol al stabilității și al frumuseții. So these weak people, he says, I'm going to do something amazing that you wouldn't even ever guess I would do. Iisus le spune practic, voi face niște lucruri pentru care voi nici măcar nu v-ați gândit. Then he talked about writing these different names on them. Și spune aici că scrie diferite nume. Now, have you ever owned something that you put your name on? Ați avut vreodată ceva peste care v-ați pus numele? So no one takes it? Ca nimeni să nu-l iei? Or you even put something where you put your address on it, like especially when you're going flying on a plane, so that if it gets lost, it can get back to you. Sau chiar v-ați pus și adresa, să zicem de exemplu, peste un bagaj când zbori undeva, dacă se pierde, să știe unde să-l trimită. So these names indicate ownership and residence. Aceste nume indică rezidență și faptul că ești proprietatea cuiva. We're owned by the Father and Jesus. Suntem proprietatea lui Iisus și proprietatea Tatălui. And our residence is the New Jerusalem. Și rezidența noastră este noul Ierusalim. By saying these things, he's saying these are signs of belonging. Și când ne spune aceste lucruri, el ne arată că noi aparținem. Now let's go on to our last church, Laodicea Church. Și haideți să trecem în ultima biserică din Laodicea. And this is the worst church of them all. Cea mai rea biserică dintre toate cele șapte. To the one who conquers, I will give the right to sit with me on my throne, just as I also conquered and sat down with my Father on his throne. Celui ce învinge îi voi da dreptul să șadă sau să stea împreună cu mine pe tronul meu, tot așa cum și eu am învins și am șezut împreună cu Tatăl meu pe tronul lui. Now remember, there was no believers.
Aduceți-vă aminte, nu erau credincioși aici. And last week we saw he called them to repent, to turn back to him. Și am văzut data trecută că el îi chema să se pocăiască, să se întoarcă înapoi la el. So I'm gonna put this, what he said in verse 21 in my own words. Voi pune în propriile mele cuvinte ceea ce a spus Iisus aici. If you repent, dacă te pocăiești, if you turn to me, dacă te întorci la mine, if you put your trust in me, dacă îți pui încrederea în mine, if you live for me, dacă trăiești pentru mine, the day will come when you will help me to reign and rule over my eternal kingdom. Va veni o zi în care tu mă vei ajuta să conduc și să domnesc peste împărăția mea eternă. And when I was reading this, I was just imagining. Și când citeam, îmi imaginam, imagining me, myself, sitting next to Jesus. Okay? Mi închipuiam pe mine însumi, stând alături de Iisus. And Jesus going, will you see Brașov? Și Iisus spune, hey, Will, vezi Brașovul? This is what I want you to rule over for me. Vreau să conduci orașul acesta pentru mine. Now Jesus is our king. Iisus este regele nostru. But he's also our brother. Dar este și fratele nostru. That would make me a prince. Asta mă face pe mine prinț, nu? Prince William. Prințul William. Doesn't that sound good? Nu sună bine? We apply to you too, Prince Gabriel. Și se aplică și vi se aplică și vouă, Prințul Gabriel. Princess Victoria. Prințesa Victoria. Isn't that amazing to think? Nu e un lucru uimitor? And we're going to help reign and rule. Și noi vom ajuta pe Iisus să conducă și să domnească. Sometimes I joke with people that Brașov is my city. Și câteodată glumesc cu oamenii, spunându-le că Brașov este orașul meu. So just to be safe, you better be nice to me because you know what might happen. Pentru binele vostru, mai bine vă purtați bine cu mine pentru că nu știți ce se întâmplă. Okay. So that's our look at these letters to these churches. Aceasta este, se spune într-un fel, privirea pe care noi am aruncat-o asupra acestor biserici. In them we learned a lot about Jesus. În ele am învățat o mulțime de lucruri despre Iisus. Especially like he says he walks among the churches. He knows everything that's going on in every church. În special faptul că Iisus a spus, eu umblu prin mijlocul vostru. Deci Iisus știe ce se întâmplă în fiecare biserică. And there are things we can do that are bad that he does not like. Și sunt lucruri pe care noi le putem face, care sunt lucruri rele și lui Iisus nu-i place. But we can please him in how we live within the church. Dar putem să-i fim plăcuți lui Iisus prin modul în care noi trăim în biserică. And if we do, there are great promises for us. Și dacă facem lucrul acesta, ne așteaptă în față promisiuni foarte mari. So to close, I want to give some encouraging words from Paul on how to live now. Ca și încheiere, aș vrea să vă dau câteva cuvinte de încurajare de la Pavel pentru noi. It's the words he gave to the church in Corinth. Sunt încurajări pe care le-a dat bisericilor din Corint. Which also had a lot of problems. Okay? Și Corint de asemenea era o biserică cu multe probleme. So these words would be good words for us to really think about and apply. Aceste cuvinte sunt cuvinte la care noi ne putem gândi și le putem aplica. 1 Corinthians chapter 16 verses 13 and 14. 1 Corinteni 16, 13 și 14. Be alert, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Do everything in love. Vegheați, stați fermi în credință. Fiți bărbați, fiți tari. Tot ceea ce faceți, să faceți cu dragoste. Love is the most important thing. Dragostea este cel mai important lucru. And why should we do everything in love? De ce ar trebui să facem fiecare lucru cu dragoste? Because the Father and the Son, Jesus, do everything in love. Pentru că și Tatăl și Iisus, tot ceea ce fac din dragoste. John 3:16. Ioan 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. We were created in love. Noi am fost creați în dragoste. We were saved in love. Suntem mântuiți în dragoste. And we will be in His love forever. Și noi vom fi în dragostea Lui pentru totdeauna. So practice now, do everything in love. Practicați-te pe acum, faceți tot ceea ce faceți în dragoste. Amin? Amin? Let's pray. Haideți să ne rugăm. Lord, thank you that you give us words so that we can know how we should be. Doamne, îți mulțumim pentru cuvintele pe care ni le-ai dat pentru ca să ne ajute să fim cum trebuie să fim. Lord, please really open our minds and our hearts up to your love. Te rugăm frumos să ne deschizi inimile și mintea noastră la dragostea ta. Let your love have its good work in our hearts. Fie ca dragostea ta să aibă lucrare bună în inimile noastre. Then let your love
that is in us go out from us to out those around us. Și fie ca dragostea pe care tu o pui în inima noastră să se reverse asupra oamenilor care sunt în jurul nostru. Let us be instruments of love. Ajută-ne să fim instrumente ale dragostei tale with our brothers and sisters in the church. Cu față de frații și surorile noastre din biserică. And all those outside the church that are in our lives. Și față de toți aceia care sunt în viața noastră. And all those who are hurting and need help. Și față de toți acei care sunt răniți și au nevoie de ajutor. In Jesus' name we pray. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin. Amin.